Agenția Națională de Administrare Fiscală atrage atenția asupra unei tentative de fraudă după ce mai mulți contribuabili au reclamat că le-au fost cerute informații confidențiale printr-un sondaj telefonic atribuit fiscului. ANAF precizează că efectuează în această perioadă un singur sondaj de opinie derulat telefonic care nu cuprinde întrebări referitoare la date ale contribuabililor legate de conturi bancare, carduri asociate conturilor deschise sau de cuantumul datorilor la bugetul de stat. Sondajul efectuat de ANAF are ca obiectiv evaluarea efectelor și rezultatelor campaniei media în desfășurare, iar singurele întrebări din chestionar care vizează detalii legate de companie sunt legate de anul de înființare, codul CAEN, numărul mediu de angajați, cifra de afaceri, în ce localitate și județe află sediul firmei și ce fel de contribuabil este, mare, mijlociu sau mic. Citez, întrucât asupra acestei situații există suspiciunea unei tentative de fraudă, vă rugăm să acordați o atenție deosebită în cazul în care primiți solicitări de natura celor de mai sus și vă asigurăm că vom lua toate măsurile necesare în vederea depistării persoanelor vinovate, am încheiat citatul, se precizează în comunicatul ANAF.